spuneam săptămâna trecută că proverbul gospodarul își face iarna car și vara sanie se aplică perfect fraților Parfene și complexului Two Lakes Two Brothers de la Tâncăbești. Pe tot parcursul lunii noiembrie, cele două bazine au primit cantități impresionante de pește, în majoritatea lui crab, dar și exemplare senzaționale de somn. Debutul s-a făcut în mare forță, cu un Silurus glanis de, atenție, 2 metri și 10 cm și 81,80 kg. În afară de acest super pește, au mai îmbogățit apele lacului Tâncăbești 1 trei reprezentanți ai aceleași specii, cu greutăți cuprinse între 22 și 25 de kilograme. Tâncăbești 1 era de mulți ani raiul somnilor, dar acum deține și un adevărat rege al apelor, care, în relativ scurt timp, va depăși bariera de 100 de kilograme, devenind astfel ținta mincinoșilor care urmăresc să prindă cel mai mare răpitor de apă dulce din România. Totuși, nu doar pescarii de somn au motive de bucurie, ci și crăparii. În lacul de concurs au poposit câțiva solzoși de excepție. Este vorba de aproximativ 140 de pești cu o greutate totală de peste 2 tone, media situându-se undeva în jurul a 16 kg. Vedetele acestei populări au fost doi scoicari de 35 de kg, respectiv 38 de kg. Pe lângă aceștia au mai fost aduși crab românești și salonte de peste 20 de kg, vârful fiind atins cu câteva bucăți de 23 de kg. Nici bazinul Tâncăbești 2, cel aflat în imediată apropiere a drumului național 1, nu a fost uitat, ba din contră. A avut loc până acum două populări cu mai mult de 12 tone de crab, comun, salontă, ten, exemplarele având o greutate între 2 și 5 kg. Astfel, în cele 30 de hectare de apă, există acum aproximativ 20 de tone de pește. Pentru cei care încă nu știu, lacul Tâncăbești 2 dispune de peste 70 de locuri de pescuit, taxa pe 2011 fiind de 80 de ron pe 12 ore, cu reținere un exemplar de până în 5 kg, pe malul de lângă drumul de acces și 130 de ron pe jumătate de zi, cu reținere un pește de până în 6 kg, pe malul de vis-a-vis de terasă. În mod normal, dacă vremea o permite și apele se desgheață, pescuitul pe ambele bazine de la Tâncăbești în 2012 va fi permis începând cu luna martie.